toți care și-au pus panouri fotovoltaice, cred că 95% n-au știut că au nevoie, sau cred că mai multe procente, n-au știut că au nevoie de autorizație de construcție pentru panourile fotovoltaice. Dar eu mai am o întrebare. În caz că casa este asigurată, da? Și tu spui fotovoltaicele și vine furtuna și ți ia acoperișul. Ok. Te mai despăgubește asiguratorul? Le prinse în asigurare. Le prinzi în asigurare, dar dacă tu n-ai avut autorizație de construcție pentru acele fotovoltaice. Păi, nu prea ai cum să le prinzi în asigurare. Ok. Deci trebuie să ai autorizație de construcție. Da, pentru că este. Deci, dacă sunt aduse la o casă deja construită și așa, ele trebuie prinse, trebuie reautorizate. Nu e ceva simplu, complicat. Deci nu vorbim despre autorizație ca la o construcție. E o procedură simplificată.